Poliția Română, împreună cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor și Uniunea Producătorilor de Fonograme din România, au lansat o campanie de informare cu privire la comunicarea publică în scop ambiental a operelor muzicale. Deja au fost distruse peste 150.000 de DVD-uri, CD-uri, casete audio și hard disk-uri care conțineau opere muzicale, audio-vizuale, filme sau programe de calculator piratate. Bunurile au fost ridicate de polițiști la acțiunile organizate pentru protejarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe și au fost supuse unor expertize tehnico-științifice care au confirmat că sunt produse piratate. În perioada următoare, polițiștii de la Economic și cei de la Prevenire, împreună cu specialiștii de la Orda, vor organiza sesiuni de informare cu privire la prevederile legale în domeniul drepturilor de autor, cu accent pe comunicare publică în scop ambiental a operelor muzicale. Campania de informare în domeniul drepturilor de autor a fost lansată pe 26 aprilie cu ocazia Zilei Internaționale a Proprietății Intelectuale.